Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Scuzați-mă că am stat pe telefon, dar mai încau niște poze aici. Eu acum mai urmează să mai întrebez două poze pentru challenge. Cât acum urmează să, aici, să le explic. Eu mi-am salvat câteva poze de acasă și mai exact 10 poze cu niște vedete, pentru că noi astăzi trebuie să ghicim vedeta după anumite părți ale corpului sau de fapt cred că de la gât în jos, așa. Păi zic ca să știu. De la gât în jos o să facem chestia asta, eu așa mi l-am meditat. De la gât în jos o să vezi trupul sau cum e poziționat în poză sau cum îl ai tu acolo. Trebuie să ghicești cine este acolo în poză. Ești gata, pregătit? Da, am. Eu 10 am 10, zis, nu? Da. Okay. Asta vreau să zic. Eu am 10 8, poze. Dar mai trebuiau 2. Păi bun. Înainte să dăm drumul la acest challenge, nu uitați de link-urile din descriere, am Instagram-ul și Facebook acolo, să-mi dați un follow pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou, vă anunț acolo cu o zi înainte. Așa că urmăriți-mă și acolo, ești pregătit? Da, frate, părerea mea este că dacă nimerim două persoane, e mult. E mult, imposibil. Și nu și mie, mi se pare foarte greu. Pentru că s-a atâtea vedete în România și persoane da, publice da, și... Da, dar asta s-a știi după corp, așa cum să îmbracă, cum dacă asta... Eu dacă te văd pe tine, eu de la brâu... Zic eu că dacă mă îmbrac altfel și nu știi hainele... Nu-ți dai seama. Respect, eu am încercat acum bine că ai adus subiectul ăla, că am încercat să, să caut poți mai dezgolite ăla. Acum, ce să mai... Deci, dacă iubita mea te uiți la vlogul ăsta din cauza lui Danu, ca să știi, am ales pozele. Să nu fie el mi-a spus și băi, caute și tu poți mai așa. Pe păi tocmai, de-aia am și pus și mai așa, ca să-ți dai seama, dacă îți dai seama. În fine, hai să facem ăsta, să vedem care începe primul. 1, 2, 3 și... câștigă, frate. Era început să ți-ară poze. E bine? Așa, am lăsat aici spațiu de poză. Eu era să ți-ară poza direct. Era mișto. Băi, sper să nu fi ales la fel. Fii atent. Să nu fi ales poze la fel. Daniela Crud. Da, ai luat și tu poza sau? Așa o poză. Te uitai când erai mic, continuu, a? Nu e aceeași poză. Cred că știu și emisiunea. Deci imaginați-vă cât se uită pe Instagram-ul ei și la poze. Ca să vă dați seama. Când am apucat să iară poza, ca... Da, și te uiți pe coa și la follow. E spart. Ma, l-am spart, băieți, din prima. Hai, mă, frate, fii atent, ți-arăt și eu. Două. Ți-am lăsat și mai multe aspecte, așa, ca să vezi. Păi, de unde să știu eu, mă, Danule? Cine are, mă, păr roșca? Tanalesco, cine? Nu. Zicem o dată, trei variante, cum poți să voi? Dai mai multe variante, așa, până... Dar n-am, mă, că n-am... Păi, tocmai de asta să dau mai multe variante, că-s cum roșca? Nu știu, frate, deci nu, n-am, mă dai cap. Ia zi. Raluca. Care Raluca? Care a fost în Lasea Express. Nu știu cine era Luca, nu știu, să mor dacă vă mint. Nu mă cac pe mine sau fac la mișto. Ei, știi că era o fată roșcată care a fost în Asia Express cu... Prea mă uit, omul, frate. Nu te-ai uitat? Atunci am pare rău, băieți, n-aveți. Dar ce faci? Vloguri? Cântăreați, nu, cântăreați. Iartă-mă pe mine, era Luca, dar să mor dacă te cunosc. Acum nici eu nu-s nimeni, dar... Hai, băi, nu știu ce vrei, dar nu știu. Bine că uite, vezi, acum asta e diferența, tu nu te uiți la televizor. Nici mă uit, dar rar, eu mă uit la fot, bă, mă, frate. Particip la emisiunea aia, te cunosc undeva. Hai, dă-mi următoarea poză, trecem peste, am 1-0 până acum. Ce ai, n-ai nicio șansă. Eu zic că e imposibil. Dacă tu pui mâna pe ecran și apare poza originală și te omor, nu-ți dai seama niciodată în viața ta. Dan Bitman, cine pare? Nu-i, mă, frate. Ce le faceți cel în jos ăsta cu un prieten acasă? Cu mama, cu părinții, cu sora, cu cine vreți voi, că nu ghiciți niciodată. Știi, zic, n-am trebuit să lași bătut. E smiley. Îți arăt poza să vezi, stai așa, tu uite. Da, mă, smiley. Hai, să le pui și poza aici. Da, o să le arăt și poza și înainte și după, să vedeți și voi cam cât e de greu. Fii atent că eu ți arăt una, badane. Pe ăsta îl știi, strastră. Cabral. Da. Ai văzut? Da, și care a fost greșeala ta? Ai lăsat puțin aici. Eu le-am mai lăsat, frate, la unic pe ăla, ca așa, ca să... Am tăiat tot eu. Deci 1-1, da? Arată mișto acum, să văd. Îmi place. E mișto, te ține așa în priză, dacă să te gândești. E, nu i-a convenit ceva. Cine-i, mă? Ia, mă, dar cine? Jean de la Craiova, cine-i? Ia. Vale Vigelie. Nu știu, de zi dacă... Vale Vigelie. Vale Vigelie. Gigi Becali. Bă! Fai, lău. Când era la mare. Bă, e părinte. Bă, așa, alea, ca Vale Vigelie, nu știu ce. Mai în vârstă vrei să zici. Bă, bun. De acum urmează ele, are ele. Dar stai așa, că pe asta n-am, trebuie să editez un pic, că parcă ți-a dat prea... Niciodată nu-i cum trebuie la videourile astea. Era prea așa, badare, pe bun. Ina. Da. Vete cine urmărești, cum și care și în ce fel. Nu, frate. Dar nici n-am, am întors telefonul pe jumătate. Ina. Stai, mă, că se arăt poza întreag. Da, mai am dreptat, Ina. Deci 2-1, conduc, băieți. Da. Eu le-am lăsat mai ușoare, nu știu dacă am făcut chiar în tine așa. Vii acum cu vrăjeala ta, ta, da, băieți, eu le-am dat pe tavă.
Tu, satane care ești. Deci iubita mea, să știi că Danu a zis să aleg ăstea mai așa. Oana Zăvăranu, ce? Băi, nu știu, să mă bate mama. Hai, mă zic. E cântăreață, e dansatoare, n-ai tu. Nu zicem, frate. Nu zicem. Facem pe bun, dacă ne cunoaștem trupurile, să vedem. Nu știu, nu știu, nu știu. Bă, tu ce delea. Bă, dar nu, de ce-o dat pe-n cap, da, da, da. Ia. E ușor aici. E ușor, băi, ești pe bune că e ușor. Ce are, mă, tatuajul ăsta așa? Cu barba albă așa. Vezi, a lăsat și-o leacă de bărbii să vadă, să-și dea seama. Nu știu. Pe bune, zi. Nu știu, n-am, nu poți, ce vrei să zici? Nu știi? Nu știam vizirul, cine? Connector, nu mă ghiceam niciodată. Că nu-l cunosc pe tatuaj, dacă îl vedeai pe venea, cred că ghiceam imediat. Băi, dar numai din ăstea, ce nu? Ia mâna, dacă dai pe poze să vede aia originală. Dau zoom aici. Hai, gata, că nu ghicești nimic. Nu, nu-mi dau seama, nu știu cine. Antonia. Hai, băi, și stătea... Băi, dar n-are tatuaj, mă, are tatuaj acolo. Da, eu sunt prost, am căutat o poză când nu se vede tatuajul la pământ. Ce frăier e, mă. Ce să mai uite, na, hai, 3-1. Simona Halep. Da, ce să mai uite, ce poze. Păi da, mă, da, dar mi-ai dat îmbrăcată în asta, oricum e singura pe care o cunosc. Da, din dacă tenis. Dădeam, trebuia să-i caut ceva... Dacă îmi dădeai alta din tenis, nu știam să-ți zic. Sau să dau pe Simona îmbrăcat cu rochii de seară. Sau altceva, gen. Așa, da. Dan Negru. Da. Nu știu, după ce ți-ai dat seama? Are el ai trăit cu el, ce-ai făcut? Are poziția asta, așa, la poze. Dacă te-ai că prezinte câte un show sau câte nu ceva, el cam așa stă în poze. Da, da, bravo. Dar ce fel mi-a venit pe bune, așa, la secundă, dar... Nu mă așteptam la asta, că era... Era grăvare. N-apărea nimic, gen, niciun tatuaj, bine, că nu cred că are. Dar mă rog, hai, dă-mi da, așa, că ți arăt imediat. Uite. Și a lăsat și cu tatuaje, ca să fie așa, la vedere. Parcă zici că... E greu rău, băieți, pe bune. Nu știu. Nu știi? El Nino, cine? Nu. Nu știu, frate. Bogdan de la Plăiești. Na, nicio șansă. Niciodată în ghicea, niciodată în viață. Hai să văd. Bogdan Vlădău, cine este? Victor Slav. Mă întrebi ce vrei să zic, da, mă, Danule, ăla e. Tu zici finalul și... Victor Slav. E finalul? Da. Dorian Pop. Dar păreau alea ca Victor Slav, așa, nu știu. L-a pus fraier îmbrăcat până în cap și până în picioare. Păi, dar aveam fost lumea dezbrăcat când am scris pe Google Dorian Popa. Pe 16 pagini am dat. Se arată aici, frate, ia zi-o leac. A, mă, dar ce e, mă, din ăsta în cuplu? Cum vrei tu? Nu știu. Nu, el. N-am cum să-mi dau. El? Da. Nu știu. Nu știu prea am găsit altă poze. N-am, e imposibil. Uite. N-am cum să ghicesc niciodată. Nu ghiceam niciodată. M-am gândit așa, zic, băi, o las așa cum îi postat. Singura poză care puteai să mi-o arăți este să-mi dai ceva de la gât în jos, că are el multe lanțuri și poartă din ăsta la gât și poate așa îmi dădeam seama pe trepul ăsta cum poartă el. Da, nu știu, am gândit. Deci dacă l-ai ghicit pe ăsta și cât îți dau, 5 milioane îți dau din portofel. Liv Teodorescu. Nu mai mă întreba, zi răspuns final, că tu mă întrebi și eu ce vrei să zic. Da, Danle, nu Danle, nu e ăsta. Mircea Badea. Răspuns final. Final? Trebuie stariu. Uai, l-o pisa ca lumea, ești pata. Nici nu trecea pe în cap, te lăsam o săptămână. Aia zic, e greu tare. Ia. Zi tu acum. Dar stai nu, că dau cu zoom așa pentru să-mi dau seama cine este. Era mișto dacă poți să le arăt pe ecran unde dai tu zoom, știi? Zi, frate. Rubi. Da, mă. Rubi? Da. Mamă, la mișto am zis, pe bune. Da. Dar și de ce? Fii atent, m-am gândit așa. M-am uitat la mâini și zic, fii atent, că tăia de acolo, cred că are tatuaje pe mâini. Și zic, cred că ia o fi, mă, frate. Da, mă, are 3, are 4-2, fraieru. Te-am spart, da. Păi și nu văd nimică. E, și ce vrei? Adică, nu înțeleg, ca și cum mă cerți când nu vezi acum. Cine asta? Dan Bitman. Și-a dat pe romare. Da, Dan Bitman, la majoratul. Nu, dar cine ar putea fi, că nu-mi dau seama? Nu știu. Ina. Cum e Ina? Dar ai avut-o și tu, nu? Și eu, da. Am ghicit-o? Da. Uite, eu am... Ba da, am ghicit-o pe Ina, da, din prima. Deci uite, eu am ghicit-o, tu... Păi da, mă, dar ce poți? Eu ți-am dat cu fața și s-a lăsat și alunița aici ce și te-mi tot la spate. E vina mea, frate, că ai găsit tu poza aia. Am fost eu. E, păi ce mă ia el pe am mine? Am fost eu prea permisiv cu el, băieți, că așa... Iam, stai așa, stai eu de aici, că uite ce m-a enervat el. Acum nu-i mai las nici asta aici, că-i lăsasem ceva să se vadă, să-mi zic el mie. Acum ce vede el? Ia. Niciodată nu-și dă seama. Nu știu. Pe bune. Nu, nu știu. Deci nu zici niciun nume nimic. Nu, nu știu. Păi n-am ce vrei să zici. Pepe nu îmi dădeam seama niciodată. N-aveai cum, eram îmbrăcat. Și dacă mi-l dădeai de aici, așa și cu tatuaje pe mână și cu tot nu îmi dădeam seama. Nici nu știu ce tatuaje are pe mână. Da, nici eu nu știu. Simona Tragică. A? Nu, și Ana Maria Prodan. Mă întreb sau zici? Nu, am zis,
că m-am pus accentul, gen, n-am final, pus întrebare. Final, ăsta da. E? Da, e. Pe bune, da, e. Nu cred. Da, mă, frate. Am zis, da, mișto, arată-mi. Foai, lă, ce-am merit-o, nu cred. Băi, la Nimereala îmi se mură, ba da. Te cred. Și la mine e ultima. Și eu am zis la Rubi, la Nimereala a fost. Aia. Și acum la mine e ultima. De ce ai reacționat așa? Nu, nu, mă, uite așa pentru tatuaj. Da, înțeles, băiță. Uitați-vă și voi, și-l tot pe tatuaj să uite. Da, nu pot să-mi dau seama. Are un D la gât aici. Pe bune? Da. Ia. Are un D la gât. Asta ca prost. Are legătură cu numele ei? Nu știu, frate. Păi zi-mi pe bune. Dar de ce să zic? Tu mi-ai zis? Da, zi-mi da sau nu? Maybe. Are. Nu știu, frate. Ai nu știu cine. Nu mai mult de atâta. Cine mă asta? Că nu știu. A, mă, du-te în cor, du-te la față, cum nu? Cine mă, dar da? Dar e la crudul, cum să... Să mor tu, dar nu se ai poze nou sau ce e asta? Da, e nou, după 29 de pe anți. Nu ți-ai dat seama, deci cât a rămas? 4-3, nu? 4-3, cred. Bă, până și pe ce... Opa, stai, ca în șansa să egalez. Costum... Două telefoane zapă în mână. Cine poate să fie îmbrăcat așa stilat? E 100% tot așa pe un fotbal, ceva important. Nu știu să mă bat în mama dacă știu dacă am o idee. Cristi Borcea. Pa, ți-am zis că e ceva fotbal pe acolo. Deci, a tremurat. Cristian Borcea. Pa, nu, trebuia să zic un nume la mistă, dar nu-mi venea mie încă niciodată. Te gândeai la Borcea niciodată în viață. Și rămâne 4-3 scorul. 4-3 pentru mine. Deci ești alea câștigător la challenge ăsta. Băi, a fost super mișto că de obicei cum facem noi, nu ne arătăm înainte, pentru că n-ar mai avea farmec. Chiar ziceam, chiar am recunoscut așa din ce mi-am dat seama. Da. Deci uite că am zis și că azi de început că dacă recunoaștem 2 mult, da. Tu ai recunoscut 4 și am recunoscut 3. Îmi pare că am chiar de ești bine, da. Rău, da. Ești nebunat, cap. Cam ăsta a fost și challenge-ul nostru. Dacă voi aveți alte idei, scrieți-mi-le în comentarii acolo, o să țin cont de ele, sau puteți să-mi trimiteți pe Instagram un mesaj privat acolo dacă aveți voi alte idei mai bune sau altfel de challenge-uri. Cam așa ne-am descurcat noi astăzi, nu știu dacă ne-am descurcat bine sau rău. Zic că ne-am descurcat așa. Din 10, deci eu am avut 10 fotografii, el 10, am ghicit 4. Și eu 3. Eu zic că ne-am descurcat bine. E aproape jumătate, frate. Sper că v-ați distrat și voi acolo, îl puteți încerca și voi acasă, este foarte ușor, n-aveți nevoie de absolut nimic, nu vă costă niciun leu acest videoclip. Luați și poți de pe internet și îl faceți cu un prieten. Exact, e foarte simplu. Sau cu vlogger sau cu ce vreți voi, cântăreți. Cu ce categorie de oameni vreți voi, că asta. Hai să facem partea a doua cu Maneliș, frate. Să facem partea a doua. Dacă facem partea a doua cu Maneliș, dacă vreți scrieți-mi în comentarii. La 20.000 de like-uri facem partea a doua cu Maneliș. 20.000 acolo în forță și ne vedem la următorul vlog, băieți. Vă salutăm. Ciao. Salut.